Mă numesc Ivanov Valentin, reprezint societatea Velimid Agro. La momentul de față am început campania de însămânțare, dacă e mai concret, sămânăm floarea soarelui. De ce am ales sămănătoarea Vaderstadt? Din cauza la costurile care au început să crească și la inputuri, și automat asta a presupus mai puține lucrări și o rapiditate și o organizare mai mare a lucrărilor de câmp. Am ales anume acest produs, nu neapărat pentru o reclamă bună, el singur și-a făcut reclama de-a lungul timpului, chiar și medaliile obținute. Respectiva asemănătoare seamănă foarte repede, ceea ce asta pe noi mai mult ne interesează. Seamănă și inclusiv nou util, deja este probat. Noi deja am însămânțat 140 hectare, din care 100 e curat, nou util. Este foarte simplă, foarte precisă și desigur atuie viteza. La momentul de față însămânțăm cu floarea soarelui terenul în jur de 12 km, 12-14 km, pe nou util am mers puțin mai încet, undeva cu 10 din cauza la asolament. Dacă e vorba de porumbă, am semănat între 14 și chiar la 18 km. Ce am observat la semănătoare, cu cât viteza e mai mare, cu atât precizia culmea e mai mare. Deci datele din calculator corespund foarte, foarte bine cu datele fizice care există în câmp. Semănătoarea respectiv noi am luat cu opțiunea section control, adică la un moment dat la captul, rândul sau la clinuri, semănătoarea automat închide fiecare secție și automat deschide fiecare secție. Fiecare secție poate fi regulată numărul de sămânți aparte, chiar în timpul mersului. La fel și îngrășămintele, chiar în timpul mersului, pot fi scăzute cantitatea, întreruptă la acest sămănătoare. Practic, operatorul totul face din tractor și automat din mers. Ce mai are una tu acest sămănătoare? În primul rând, introducerea îngrășămintelor minerale cu ajutorul acestui disc. Practic, noi am sămânat pe nou util. El pregătește în același timp și patul pentru îngrășăminte. După aia urmează iarăși un sistem care e destul de bun pentru nou util. Îndepărtează toate resturile vegetale și pregătește practic, zic așa, urmă pentru însămânțare. Roata de prindere sau a semințelor care în același timp o prinde semința să nu se ducă mai, zic așa, se deplasează mai stânga, mai în dreapta, din cauza că sămânța, practic, sub presiune, cade exact sub această roată de cauciuc care este moale. Din cauza că e moale, e numai crapul, dacă e vorba de floarea soarelui, nu crapul. Antrenarea discului din sămânțare se face totul electric, deci de asta fiecare secție se poate și opri și regula cantitatea din cauza la motorașelor pas cu pas, electrici. Fiecare este controlat aparte. De asemenea, în afară de aceasta, mai avem, desigur, senzorii care calculează numărul de semințe, lipsurile de semințe sau dacă sunt mai multe, și automat cu ajutorul lui în calculator el o să îndrepte. Toate îngrășămintele minerale, noi în curând vrem să adaptăm inclusiv și pe CAS. La fel sunt antrenate electric. Foarte ușor se regulează cantitatea, sămănătoarea vine cu cântar. Deci toate datele deja le transmite prin sistemul e-service la acest plan, practic la această tabletă, ce mai este foarte comod. Din cauza că tableta asta poți să o iei, spre exemplu, la regulat semința. Fie pe loc, fie din mers, se dăm norma de 58.000 de semințe sau ce distanță între semințe. Automat, dacă noi punem distanța, spre exemplu 255 de milimetri, el automat o să calculeze că lui trebuie 56.000 de semințe. Da? Cum se verifică toată treaba asta și dacă este în normă, pentru că practic asta
se face în live sau în timp real. Deci e vorba de prima secție care automat o să reguleze toate secțiile. Și începem. Și aici deja se vede cum practic cum ar trebui să seamene ea. Mi arată că 3% au fost câte două semințe au luat, 6% propscuri. În concluzie pot spune de această semănătoare că este o semănătoare relativ simplă, simplu și de utilizat. Nu e neapărat o semănătoare foarte complicată și eu cel puțin din experiența mea pot să vă zic că m-am adaptat în 3 zile cu ea.